Procurorii anticorupție fac acuzații grave în acest dosar. Aceștia susțin că polițistul lua șpagă pentru a facilita înmatricularea mașinilor fără programare. Mita era intermediată prin anumiți angajații unor birouri de copiat acte din zona centrală a Târgoviștei. Ofițerii DG au descins la sediul serviciului de înmatriculări auto Dâmbovița și l-au ridicat pe agentul suspect din timpul serviciului. Apoi au descins și la domiciliul acestuia. Au fost percheziții și la birourile de copiat acte, unde angajații s-ar fi ocupat cu intermedierea șpăgilor. Pe numele celor patru suspecți cercetați pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, instigare la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, trafic de influență și complicitate la trafic de influență, au fost puse în executare mandate de aducere. În cauza, alte 14 persoane au fost conduse la unitatea de parchet cu mandate de aducere, fiind suspectate de săvârșirea unor infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, constatându-se astfel că ar fi oferit suspecților fără calitate specială sume de bani în legătură cu intermedierea înmatriculării unor autovehicule. În urma activităților desfășurate, procurorul de caz dispus măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore față de trei inculpați, respectiv agentul de poliție și alte două persoane fără calitate specială, urmând ca aceștia să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de încă un inculpat.